Încă o dată remarc, și nu e chiar adevărată remarca, nu vă flatez, eu l-am văzut și eu pe Iohannis de 7 ori, dar nu m-am gândit nicio secundă când vorbește despre ăia 100.000 ilegal, că el știe de ei, dar păi dacă este ilegal, de unde știe când au trecut prin România? Pentru că am exercițiul de la Iulius Cezar. Și pentru mine, toți contemporanii mei... Alo? Cred că nu mai am semnal, cred că am intrat în lift. Da, vă rog. Pentru mine, contemporanii mei, eu fac o mare greșeală. Ați trecut de la Iohannis la Iulius Cezar. Nu-i spun care e greșeala mea, dar voi. Da, vă rog. Eu îi consider pe toți Iulius Cezar și ei nu sunt nici măcar tândală. Da, asta am mai vorbit despre. Da, păi, dar știți de unde pleacă asta? Încă de pe vremea lui Ceaușescu vedeam câte un străin. Când vedeam străinul ăla, parcă vedeam extraterestru. Ce e străin? Mare ziceai că ce? Era după un RDG, polonez. Era mai proști ca noi, da. Mamă, străin? Da. Au venit... Adică ce avea ăla? Da. Că n-avea nimic. Era un om normal. Iar acum când auzim că un jurnalist... Nu știu dacă erau mai proști ca noi, da. Când auzim că jurnalist străin, la noi tot leșină. La noi, dar noi doi nu e cazul, că nu avem nici cel mai mic. Sunt niște proști. Eu așa amețesc un pic, dar nu leșină. Cu unii din ei n-aș face un ziar. Cu 3 sferturi din aia de la CNN n-aș face. Nu, cu 3 sferturi. Uitați-vă ce s-a întâmplat în Iontaris. Da, iertați-mă. I-aș da afară. Da, și dacă vă spun, noi spunem asta, că noi am luat, spune, uite, s-au găsit ăștia doi, da, români, cât de deștept sunt ei, că îi dau afară pe da, fără nicio problemă i-am dat afară. Bună seara, bine ați venit. Mai intră oameni, mai ies, mai... Fără nicio ezitare. Sunt mulți care sunt pe lângă subiect și care n-au nicio legătură cu meseria asta. Bun, spuneți-mi și mie, uite, vreau să vă întreb de mult. Urmărim amândoi de la pandemie încoace, dar hai să lăsăm pandemia. Ne uităm la ce se întâmplă de când a început războiul. Dom'le, care este motivul pentru care ziariștii din toată lumea, da, din presa occidentală, Occident, America, cum să zic eu, țin la cel mai înalt nivel propaganda asta care este în fiecare zi și pe care o vedem și o demontăm, inclusiv în România. De ce fac asta? Din convingere, din prostie, din neștiință, din ordin, din faptul că din cauza faptului că sunt plătiți. Eu tot mă uit și încerc să caut o... Și explicația e simplă. Generațiile actuale nu sunt ziariști, Marius Tucă. Și au așteptat, și pandemia au așteptat cu sufletul la gură, ca și la noi, momentul în care să fie slugi. Momentul în care să fie slugi. Să spun de ce. Un adevărat ziarist... Dar de ce să aștept? Da, vă rog, hai că... Pentru că nu sunt ziariști. Păi de ce să fie slugi? Pentru că nu sunt ziariști. A, și atunci... Nu, eu tu și cât mai suntem, eu am un orgoliu de ziarist. Adică nu... Mare, din păcate, pentru că, noi. Să-ți dau de... Antena 3, CNN, un Radu Tudor, nu știi povestea? Cu ce? Păi cu aia video sau ce? Nu. Radu Tudor, deci... Ridicarea MCV-ului nostru a fost la Antena 3, CNN... A, și a făcut interviu cu ăla, cu ministrul justiției. Și ce întrebare i-a zis? Toate erau geniale, nu știu, nu pot să mă hotărăz la... A treia întrebare era așa lui Radu Tudor. Domnule ministru, v-a fost greu? Și Predoiul, care scrisese deja textul, zice... Nu mi-a fost greu pentru decât un doctor e mai greu, am auzit aia. Pentru un doctor e mai greu. Marius Tucă, noi ne-am făcut de atât. Da, normal, cum să pui o asemenea întrebare? Nu puteai știu, domnule, să pui nu una. Sunt de aici. Dar vorbeam de... Deci credeți că e o deprofesionalizare. Practic, cei care au intrat, vorbim de televiziuni. Nu sunt gazetari de naștere. Vorbim despre televiziuni, nu sunt gazetari. Marius Tucă, nu sunt gazetari din mai multe motive, dacă vrei. Și ăștia din la noi, tânără. 1. Nu sunt 24 de ore. Uite, eu am 75 de ani, da? Păi eu sunt mai pasionat de... Unde stați, domnule, unde aveți 75 de ani? Așa e la o coreeni, când a intrat în primul an. Marius, așa. Ne știm. Și țin de discuții. Eu sunt pasionat de știre, de fără să-mi o ceară nimeni, că nu sunt conducător. Da, e în sângele nostru, asta e adevărat. Povestea aia cu unea dată la interviu al ministrului austriac de interne, eu am făcut singur, da? Dar la ei când vin, ei sunt cu serviciu. Nu există în presă 10 ore, ești 12 pe noapte. Și la americanii la fel, și la occidentalii la fel? Păi e o nouă generație care nu mai e gazetar. Nu. Sunt din generația asta, cum le ziceți... Tefelistă, trotinetistă. Bine, acolo e generația ochistă, pentru că e generația asta, neomarxistă. Deci fac parte din generația asta. Nu sunt gazetar, mai încoate, eu vreau să spun. Am înțeles, bun. E ceva de făcut? Stai să spun, de exemplu, cea mai mare prostie în România de azi, ca ajungem la asta, este, domnule, jurnalistul trebuie să nu mintă că e codul. Care e cod, Marius Tucă? Că nu minte pentru că nu poți să mintă un om. Păi nu, n-ai voie să minți, că nu-ți dă voie, nu știu ce... A, codul deontologic sau ce? Că nu micul să mint. Nu, ca la scriptură, da. Bun, e ceva de făcut? Nu. Deci nu există nicio soluție. Nu mai există, că noi ne ducem. Bun, plecând de la asta, ne aducem aminte că ziaristul, cred că de la Associated Press, a fost dat afară pentru că a dat știrea conform căreia acele două rachete, care de fapt erau una, a fost lansată de ruși. A fost dat afară. De ce credeți? Știți că m-ați întrebat atunci. De ce credeți că a fost dat afară? Că aveau nevoie de un țap ispășitor. Acum îmi dau seama. Pentru că scandalul a fost monstru, de fapt, legat de asta. Nu, ei l-au intoxicat și l-au dat afară. Nu, l-au intoxicat din adins, adică că vorbea de serviciile care i-ar fi dat informația. Nu, au dat șefii lui din adins și au dat voie. N-are cum asemenea... I-au dat voie să dea drumul la știrea asta. Răsturi, era știre de al doilea război. Ca să dea afară. Nu ca să-l dea afară. Dar că... știre de al treilea război mondial. După amiaza asta m-a schimbat total. Încă o dată, la emisiune, am spus următorul lucru. Bizareria acelui la 15:40 are loc pe un teritoriu NATO. Cade o rachetă și guvernul polonez și NATO și Iohannis și ăla nu știu până la ora 10 noaptea. Și am de unde s-a tras racheta? Păi nu am făcut tot felul de presupuneri. Ba că-s proști. Acum, când a izbucnit, e foarte important pentru ele, scandalul cu Patriot. Deci nemții le-au dat rachete polonezilor să se apere de ce? Că racheta era ucraineană, iar polonezii, care sunt de fapt o slugă dublă a Americii față de noi, sau noi ne întrecem cu polonezii, ei, păi nu e foarte important. Ei acum spun că să le dea Ucraine. Deci ai înțeles acum că totul a fost o piesă de teatru și că omul ăla a dat din adins? Pentru că noi am spus amândoi ca gazetar, încă sunt felul următor, am atras atenția telespectatorilor. Da. Întotdeauna, dezmințirea după 10 ore n-are nicio valoare. Absolut. Bun. Nu mai contează pentru că rămâne știrea inițială. Degeaba mai dai dezmințirea. Deci ei inițial... Da. Au pus de la început la cale această diversiune. Bă, noi știm, eu cred că a și dat-o din adins Zelenski, n-am nicio îndoială, pentru că altfel polonezii cereau să-și ceară scuze celor doi morți. Corect. Da? Și atunci, de ce? Pentru ca să poată să plaseze în Ucraina rachete Patriot, care sunt rachete, de fapt, destul de agresive față de Rusia. Iar acel om, încă o dată, nu ai cum la o asemenea... Deci știrea pe care a dat-o el... avea două mari probleme politice. Invoca un om din servicii și văra în rahat, iertați expresia, un evreț, în balegă. Nu e nicio problemă, da. În rahat e serviciile bine. Americane, inclusiv administrația, și în al doilea rând, pentru că cea care a încălzit publicul, că e foarte important, care l-a supraîncălzit emoțional publicul din Occident pe ideea hai să mergem să activăm articolul 5, că e foarte important, au fost știrea dată de AP, de Associated Press, pentru că ea, nu că e foarte important, una e să dai într-un site la Gab și una e să dai. Marius Tucă, trebuie să... Agenție mare, importantă. Marius, încă o dată atragem atenția. Acest tip de Biden și alte se joacă cu focul. Pentru că asemenea jocuri care sunt interesante pe hârtie, poate să ducă la scăpat de sub control. Da, să escaladeze, să înceapă un război mondial. Din greșeală. Întrebare între noi doi, între jurnaliști. Din greșeală. Da, e o mare greșeală. Întrebare între noi. Din greșeală poate să izbucnească. Din greșeală, spuneam. E o greșeală, din greșeală. Eu spun dacă primeam știrea aia ce făceam, da? Nu o dădeam niciodată. Știți de ce? Pentru că aveam o singură sursă, un serviciu secret. Așa și cel. Nici ăla nu era. Putea să fie CIA, putea să fie KGB, putea să fie orice. Nu poți să dai asta. Nu era un serviciu, atenție, era un om din servicii. Deci, mai multe, nu era din unul. Lăsați-mă asta cu mai multe, că asta important. De la englezi, păi nu, asta e o expresie prostească, că nu era din mai multe. Nu, e șmecherească, nu-i prostească, Marius Tucă. Prostească, da. Dacă eu spun... prostească, șmecherească. Marius... Pentru că au prostit oamenii invocând serviciile secrete englezești. Care servicii secrete? Și îți dă posibilitatea să nu ai răspundere. Corect. Imaginează că noi spunem așa, serviciile secrete românești spun că Klaus Iohannis, nu știu, vrea să zboare în Marte, pe Marte, că el e personal, da? Dacă am numit CIA, SRI, tu ești un sfert. N-avem timp. Nu, e foarte important. Păi nu, dar ne întoarcem la conducta aia. Nu vă aduceți aminte cum citau aia, nu știu ce, servicii secrete britanice. Deci, unul, facem un exercițiu. Nu dădeam, pentru că era o singură sursă. Da. Un domn, un om, până la urmă, din serviciu. Doi, nu dădeam pentru că în foarte scurt timp aflai cu adevărat ce se întâmplă, da, cu corect, aia. Da. Adică era chestiune de o jumătate de oră, o oră, da, de două. Bună, și atunci așteptai. Deci, când sunt evenimente în desfășurare, nu e bine să nu te joci cu asta și așa mai departe.